Există foarte multă îngrijorare în rândul românilor și nu numai, și în privința tulpinii, da, de britanice de COVID. Ieri a fost confirmat al cincilea caz în țara noastră și însă văd că s-a renunțat și la restricții, cel puțin în București. În anul care a trecut, mai toată vara, am gestionat o tulpină, și-a zis, spaniolă. Ținând cont, Spania a fost țara care a fost mai permisivă în materie de concedii. Acolo a fost cam toată Europa, s-au reîntors în țările de origine, la un moment dat și în Anglia. Înainte de apariția tulpinii din Marea Britanie, 80-85% era tulpina spaniolă. Apoi a fost o selecție, am putut vedea o tulpină din Marea Britanie, tulpină din Africa de Sud. Cred că apariția acestor tulpini este și rezultatul, eu știu, unor studii mai aprofundate. Orice trecere a virusului printr-un corp suferă anumite mutații. Că la un moment dat s-a selectat o mutație care o regăsim în Marea Britanie, cu extensie în țările europene în acest moment și în întreaga lume, am înțeles că sunt în acest moment peste 60 de țări în care s-a identificat tulpina nouă, nu face decât să păstrăm aceeași marjă de precauții. Chiar dacă avem o relaxare datorită acelui indice la 1000 de locuitori, indice cumulat pe 14 zile, cred că acele precauții pe care le avem de la începutul acestei pandemii, distanțarea, masca, dezinfectantul, trebuie să rămână. Transmiterea comunitară este cea care ne dă și măsura libertăților pe care le avem într-o comunitate. În condițiile în care putem gestiona, coroborată și cu o activitate de vaccinare, atunci cred că putem conviețui încă un an cu acest virus, dar fără a avea acele manifestări sau acele cazuri grave. Eu văd că nu prea există îngrijorare la Ministerul Sănătății în privința cazurilor nou descoperite, cele cinci cazuri cu tulpina din Marea Britanie. Nu este cazul totuși să ne îngrijoreze? Avem deja cinci cazuri, e posibil. Nu știu dacă îngrijorarea, dar precauție trebuie să existe. Iar profesionalismul din cadrul Ministerului Sănătății ar trebui aici să-și dea adevărata valoare, ca să spun așa. Evaluarea anumitor focare, nașterea acestora, cercetarea acestor focare prin anchete epidemiologice sunt cele care împiedică sau limitează răspândirea acestei mutații, dar în același timp ne face să fim și pregătiți. Cred că precauție trebuie să fie cuvântul mai mult decât îngrijorarea. Îngrijorarea este în rândul populației de rând. La un nivel, unui minister trebuie să existe acea precauție și contramăsuri.